Mă bucur să fiu aici și nu spun dintr-o complezență pastorală, chiar mă bucur să fiu aici. Mi-aduc aminte de o întâmplare. Se zice că o soră era la biserică și începea să se roage, începea să fie har și se roage și diavolul vine la ea și zice: auzi, femeie, ți-ai uitat fierul în priză. Scutură din cap femeia, se luptă cu gândul, începe să se roage mai departe și din nou vine diavolul la ea și zice: femeie, ți-ai uitat fierul în priză. Începe femeia din nou, se lupte cu gândul, se roage, vine diavolul din nou și insistă: femeie, ți-ai uitat fierul în priză. La care ea cu voce tare zice: dar tu te scoate-l tu și lasă-mă pe mine. Cea mai puternică luptă nu e afară, ascultați-mă. Cea mai puternică luptă este înăuntru, aici. Pentru că scopul diavolului este să plecăm acasă nemulțumiți. Scopul diavolului este să plecăm acasă cum am venit. Scopul lui este să nu asimilăm cuvântul lui Dumnezeu, care poate să transforme viețile noastre. De aceea vă invit să ne ridicăm și să deschidem cuvântul lui Dumnezeu. În 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 26 și 27, pagina în Biblie, 1119. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am predicat altora, eu însumi să fiu lepădat. Amin. Ocupăm locurile. Dragilor, există ceva pe cale de dispariție. În bisericile noastre, în mediul nostru evanghelic, cel puțin noi suntem o generație instant. Avem, știți foarte bine, lucrurile instant, cafeaua instant, supa instant, toate le facem instant. Ne schimbăm atât de repede planurile, începem cu niște planuri dimineața și la amiaz le schimbăm. Ne sună un prieten, vină la o cafea, automat ne schimbăm planurile, mergem să întâlnim cu el la o cafea. Ne sună altul, la altă întâlnire, ne schimbăm din nou planurile și mergem să ne întâlnim. Suntem o generație care schimbă așa, foarte ușor lucrurile. Există ceva care v-am spus, sunt pe cale de dispariție. Și acelea sunt simplu, disciplinele spirituale. Eu le-am numit pastilele amare ale vieții. Pentru că disciplinele spirituale nu implică sentimentul. Noi ca și pentecostali suntem foarte sentimentaliști, așa. Dom'le, ne aprindem repede. Dacă vă spun, în alte biserici mă duc și spun: fraților, Iisus e aici, biserica e în foc. Avem noi ghiulelele astea noastre pentecostale, care știm cum să aprindem o adunare, știm cum să creăm atmosferă, știm lucrurile acestea, le știm foarte bine. Dar disciplinele spirituale sunt ca niște pastile amare. Ele nu implică sentimentul, pentru că în momentul în care sunt bolnav pruncii mei, știți foarte bine care sunteți părinți, în momentul în care vreți să le dați antibioticul acela amar, vă dați seama, eu totdeauna le dau cu suc copilor mei. Depinde ce antibiotic au, din când în când trebuie să le dau, este și la 8 ore și la 12 ore. Dar îi trezesc câteodată noaptea și când aude antibiotic, aproape că îl vomită. No, cam așa sunt disciplinele spirituale. Sunt pastilele amare ale vieții, dar fac foarte bine sufletului nostru. V-am spus, ele nu implică sentimentul, ci voința. Ele implică pur și simplu voința. Ca să, pur și simplu, să le practici, tu trebuie să strângi din dinți. Trebuie să suferi. Apostolul Pavel, de fapt, termenul folosit aici este, îl însângeresc când zice: mă port aspru cu trupul meu. El zice foarte clar, îl însângeresc, îi dau pumni, îl pun la respect. Știți de ce o grămadă de oameni încep bine viața cu Hristos? Slujire, cântare, rugăciune, filantropie, misiune într-o parte și în alta, vin la păstor și spun: frate, cu ce m-aș putea implica în biserica dumneavoastră? Vreau să, uite, am venit, m-am botezat, vreau să mă implic cât mai mult în biserica dumneavoastră. Știți de ce mulți încep bine și sfârșesc prost? Pentru că viața cu disciplinelor spirituale sau calea disciplinelor spirituale, vreau să vă spun că nu este de tip 100 de metri sprint, ci este maraton.
E maratonul vieții. Pentru că o grămadă de oameni au început sprint, Doamne, pe calea credinței. Domnule, fac și aia, fac și cealaltă, fac și cealaltă. Și la un moment dat îi vezi că s-au răcit. Au devenit călâi. Și nu-i mai vezi. Am început de ceva vreme alergarea și eu, că am zis, băi, nu vreau să ajung un păstor la 50 și ceva de ani diagnosticat cu toate bolile posibile. Nu-mi doresc asta. Băi, am început să fac sport. Da, trebuie să faci sport. Nu vreau la 50 și ceva de ani să... Și așa am semnele bolii. M-am speriat un pic, am zis, băi, trebuie să alerg. Dar mi-am dat seama că alergarea de tip maraton sau semi-maraton nu e chiar ușoară. Dom'le, când am început să alerg, am crezut că pot și am luat-o din prima și din prima și din prima și mi-am dat seama că după aia când am mai încercat să alerg, oboseam foarte, foarte repede. Și mi-am dat seama că alergarea trebuie să fie progresivă. Încet, încet, încet. Bun. În primul rând, prima pastilă amară a acestei seri este simplu. Pastila genunchilor bătătoriți. Citisem la un moment dat că a izbunit o trezire spirituală în India și omul prin care Dumnezeu a lucrat s-a numit John Haidt. Omul acesta a stat în rugăciune și suferea pentru lucrarea lui Dumnezeu din India. În momentul în care a murit și l-au luat să-l îngroape, pur și simplu când l-au îmbrăcat pentru o mormântare, au văzut că genunchii lui erau, semănau ca genunchii unei cămile. S-au șocat. Au găsit în camera lui, au găsit două găurele. Erau găurelele de la genunchii lui. De fapt, vreau să vă spun ceva. Sunt două categorii de oameni în această seară. Unii care se roagă și alții care își pun rugăciunile. Noi, rugăciunile, am auzit oameni care își puneau rugăciunile. Știți, noi avem o chestie, când venim aici, avem tendința să fim cât de nenatural se poate. Vă dau un exemplu. Tensiune cu nevastă pe mașină. Băi, nu te-ai îmbrăcat la timp. Iară trebuie să clanxonezi. Iar așa. Când intri aici, automat te transformi. E un fel de transformă-s aici. Și automat aici, când ai intrat pe ușa aia, dispar toate. Și la un moment dat, din omul acela nervos de a-i trântit ușa când ai ieșit, din omul nervos, automat te transformi într-un om pașnic. Începi. Pace, frate, cum ești? Bine. Ne întâlnim aici câteodată, să nu zic de cele mai multe ori, curiosul cu mincinosul, curiosul te întreabă, ce faci? Și tu să-ți ascunzi drama sufletului, zici, bine, bine. Și ce ne transformă? Transformăm rugăciunile, nu? Nu vorbești cu... Cum vorbești cu soția ta acasă, nu? Vorbești simplu, natural. Cum vorbești cu prietenii tăi acasă? Simplu, natural. De aici e un fel de transformare. Te pun frații să te rogi. Doamne! Doamne! Doamne, ești atât de frumos, Doamne, Doamne, ești atât de, Doamne, în prezența... Așa vorbești cu soția? Așa vorbești cu prietenii? Când te duci și te întrebi cu prietenul tău, zici, Florin, 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 îmi pare bine, mă, Florin, mă, bă, bă, ce atin... Păi zici, Florin, că... Există oameni care își pun rugăciunile. Oameni care au o rugăciune tipar. Oameni care, a căror buze rostesc ceea ce inima nu simte, că spunea la un moment dat o femeie a lui Dumnezeu, Doamne, dacă aș rosti cu buzele acestea ceea ce inima nu simte, aș fi ca o femeie sau ca un om care s-ar închina în fața unui idol de piatră. De câte ori n-am spus rugăciune aici și mintea noastră a fost în altă parte? De câte ori nu ne-am rugat ceea ce inima noastră n-a simțit? Am avut un secretar într-o biserică pe care am slujit-o și dacă de 10 ori îl puneam să se roage în ziua aceea, de 10 ori scotea o foaie și se ruga de pe foaie aceea, citea rugăciunea pur și simplu de pe foaie. Noi n-am foi, noi avem tiparele noastre, noi avem rugăciunile noastre învățate, dar omul care se roagă nu-și pune rugăciunile.
Este omul care știe că în momentul în care se închide în cămăruța lui, vine în prezența lui Dumnezeu la biserică, știe că el intră în Sfânta Sfintelor, acolo unde se coboară prezența lui Dumnezeu, în Șechina. Iisus Hristos ne-a creat, ne-a trasat o cale nouă. Pentru că perdeau dinăuntrul templului, n-a rupt-o niciun înger, n-a rupt-o niciun preot, ci perdeau dinăuntrul templului atunci când Hristos și-a dat ultima suflare și a zis, s-a isprăvit, adică eu am plătit integral pentru fiecare dintre voi. Când Hristos a murit, Dumnezeu a rupt perdeaua de sus în jos și ne-a creat o cale nouă spre Sfânta Sfintelor. Putem să intrăm în Sfânta Sfintelor mergând pe stradă, putem să intrăm în Sfânta Sfintelor la volan, putem să intrăm în Sfânta Sfintelor într-un spital, putem să intrăm în Sfânta Sfintelor într-un magazin când mergem, putem să stăm în prezența lui Dumnezeu, putem să purtăm prezența lui Dumnezeu cu noi. Lăudați să fie Iisus! Lăudați să fie Iisus! Închinători adevărați, spunea Iisus Hristos, se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. V-am spus că avem harul să ne rugăm în orice loc. Rugăciunea nu este monolog. Rugăciunea este dialog și asta implică relație. Ezechiel spunea la un moment dat, el mi-a vorbit, eu i-am răspuns. Eu i-am răspuns, el mi-a vorbit. Rugăciunea nu este un monolog. Rugăciunea nu este așa când eram noi prunci. Mergeam și ne strângeam câțiva copii acolo, sper să nu dau idei copilor de aici. Ne strângeam câțiva prunci acolo și la un moment dat spuneam, hai să mergem să batem, să sunăm la sonerii și pe urmă să fugim. Și ne strângeam seara, cel puțin câțiva, și apăsam la soneriile vecinilor și fugeam când vecinii veneau și venea vecinul, sunam și când venea vecinul, nimeni, absolut. Nu, cam așa sunt unii oameni buni. Sună la poarta îndurării lui Dumnezeu, Doamne, sunt aici, am probleme, Tu mă vezi, sunt cel cu, ți le-am spus și altă dată. Și când Dumnezeu vrea să-ți răspundă, nu te mai vede. Pur și simplu nu te mai vede. Rugăciunea este o relație cu Dumnezeu. Rugăciunea implică dialogul, nu implică monologul. Nu-i vorbesc eu doar lui Dumnezeu, ci aștept și eu să-mi vorbească Dumnezeu. Când am așteptat ultima dată, când ne-am rugat pur și simplu să așteptăm în rugăciune pe genunchi, într-o generație atât de grăbită, într-o generație care credem că le putem face pe toate și până la urmă nimic, într-o generație în care ne apucăm de o grămadă de lucruri și până la urmă nu facem nimic, când a stat ultima dată în tăcerea serii, în tăcerea cămăruții dumneavoastră și pur și simplu să așteptați ca Dumnezeu să vă vorbească. Da, Dumnezeu vorbește multe moduri, dar Dumnezeu vorbește și prin rugăciune, pentru că Hristos a fost primul care nu ne-a adus o religie într-o lume plină de religii, ci Hristos și foarte bine a fost primul care ne-a adus o relație. Rugăciunea este primul semn a unui om născut din nou. Când apostolul Pavel pe drumul Damascului, când Dumnezeu i-a stricat planurile, pentru că Dumnezeu se pricepe extraordinar de perfect să strice planurile noastre, a vieții noastre, când Dumnezeu i-a stricat planurile și l-a întors de pe drumul vieții lui, Dumnezeu se uită la un anonim pe nume Anania și a zis în felul următor, Anania, du-te la apostolul Pavel pe ulița care se cheamă Dreaptă, du-te că el, ce face? El se roagă, pentru că este primul semn a unui om născut din nou. De fapt, sunt două teste. Apropo, cei care se botează, putem să-i testăm în două feluri. Primul, să îi punem să se roage. Și al doilea, să-i ducem la fotbal. Se punem într-o competiție, pur și simplu. Am fost cu ăștia care, fratici, mă botez. Am să-i duci la fotbal, să vezi acolo cum scapă porumbelul. Și am zis, nu ești bun. Iisus Hristos, știți foarte bine, avea disciplina aceasta. Dacă a fost primul care a implementat, care a avut discipline spirituale, a fost Iisus. Este cel mai mare model. Gândiți-vă, Iisus Hristos n-avea niciun păcat de mărturisit. Niciun păcat pur și simplu de mărturisit. N-avea nicio slăbiciune de mărturisit. A fost 100% om și a fost 100% Dumnezeu. Și totuși, de ce s-a rugat atât? Pentru că noi ca și oameni ne luăm ca model, nu? De ce s-a rugat atât? Pentru el rugăciunea nu era așa, da, mă duc și eu să... Pentru el rugăciunea era pasiune. Și a zis, mă duc să vorbesc cu Dumnezeul meu. Mă duc să vorbesc cu Tata.
umblând prin lumea asta, noi ne consumăm, ascultați-mă. De ce cădem în nas, cum spunea fratele la timpul de rugăciune, la îndemn? Rugați-vă ca să aveți putere. Simplu, noi ne consumăm în lumea asta. Ne consumăm fantastic. Ne trezim dimineață, grăbiți ce suntem. Mergem la lucru, avem tensiune cu colega. Șeful ne scapă o vorbă. Mergem în societatea asta și pur și simplu oamenii ne consumă. Cu toți care stăm de vorbă, noi ne consumăm. E bine, la un moment dat, Hristos se oprește pentru că o femeie s-a atins de el cu scurgere de sânge. El spune așa, din mine s-a atins cineva din mine pentru că eu știu că din mine, zicea el, a ieșit o... Oameni buni, fără rugăciune, fără cămăruță ascunsă. Pentru că nu aici implementăm noi arta rugăciunii, nu. Iisus Hristos spunea la un moment dat, tu când te rogi, pentru că în mintea Domnului Hristos nu concepea ca un om, un creștin, un urmaș al lui să nu se roage. Tu când te rogi, nu dacă te rogi. Intră în cămăruța ta, încuie ușa și roagă-te tatălui tău care este nascuns. Pentru că fără rugăciune, ascultați-mă, aici, rugăciunea de aici, nu doar că este insuficientă, ci și ineficientă. Repet, fără cămăruță, fără rugăciune, fără telefonul închis, fără televizorul închis, fără muzica care să meargă, fără copiii care să-i pui, zice, acum tata să roagă, îi trebuie să știe. Rugăciunea aici, nu doar că este insuficientă, ci și ineficientă. Dar noi, ca și predicatori, vreau să vă spun că am pus poveri pe noi, pe voi. De ce spun lucrul ăsta? Noi am zis așa, fraților, rugăciunea adevărată este de la o oră în sus. Aia e rugăciunea. Hristos a dus și a zis apostolului Petru, ce, un ceas n-ai putut să veghezi împreună cu mine? Și noi am spus așa, băi fraților, rugăciunea este de la o oră în sus. Și cine nu se roagă de la o oră în sus, ăla nu e ce trebuie. Ne-am pus poveri pe voi. Citisem la un moment dat despre Edward McKendry Bounce. Că omul ăsta, știți ce făcea? Își lua cel mai bun costum, la ora 4 dimineața, își lua cel mai bun costum din dulapul lui și mergea și se ruga de la 4 până la 6 dimineața. Am citit despre Martin Luther, care spunea la un moment dat, știți foarte bine, sunt prea ocupat astăzi ca să nu mă rog 3 ore. Am citit despre John Wesley, prin care Dumnezeu a trezit Anglia, prin care s-a format Biserica Metodistă. Spunea omul acesta că se trezea de la ora 2 la ora 4 noaptea. Și noi am spus, oameni buni, uitați-vă la titanii ăștia. Și noi știți ce am zis? Domnule, pe lângă titanii ăștia, noi suntem niște găinușe pipernicite. Se uită mama care are mai mulți copii. Eu știu lupta din viața soției mele. Păi, soția mea se trezește, numai o femeie știe că noi ca și bărbați știm că putem să facem un lucru și pe urmă facem alt lucru. Noi nu putem să gândim mai multe lucruri odată sau să facem mai multe lucruri odată. Există și excepții. Dar noi ca și bărbați, zice, nevastă mea când vin acasă după așa vreo 2-3 zile de mers, zice, avem de făcut aia și am zis stop. Spunem unul, după aia, termin asta și mai îmi spui și aia la altă ce am de făcut a doua. Eu nu pot să duc atâtea. Ele știți ce fac? Se trezesc dimineața, un pâine cu unt, cu Nutella, cu pun cereale la copii, spală haine în același timp, fac mâncare, după aia aspiră în același timp, vorbesc și la telefon, în același timp se ceartă și cu vorbește și cu învățătoarea pruncilor mei. Ele fac și la un moment dat unele femei pur și simplu cad istovite și spun, domnule, eu cu ce-s de folosit? Eu n-am niciun folos în împărăția asta lui Dumnezeu. Cu ce-s eu de folos? Simplu, ascultați-mă. Noi am pus poveri pe voi. Dar există rugăciunea asta de tip flash sau există rugăciunea asta de tip blitz. Apostolul Pavel spunea în felul următor, rugați-vă neîncetat. Asta nu înseamnă să te duci într-o mănăstire și să te rogi acolo, să stai acolo în coliba aia și să te rogi neîncetat acolo, să duci o viață de ascet. Nu asta a spus Hristos, ci purtați cu voi în timpul zilei Duhul acesta de rugăciune.
Purtați-l tot timpul. Ești mamă, ești casnică și spui cu ce sunt de folos oare împărăției lui Dumnezeu. Simplu, faci lucrurile casei, pui haine la spălat, spui: Doamne Dumnezeule, mă rog pentru Biserica Lumina, mă rog pentru păstorii ei, mă rog pentru comitetul ei, pui hainele la spălat, apeși pe start, merge, speli vasele. Doamne, nu știu unde l-o trimis în cursă șeful pe soțul meu care lucrează pe tir, dar în numele lui Iisus Hristos, mă rog, Doamne, ca Tu să iei mâini, pui mâinile pe volanul acela și să-l păzești. Doamne Dumnezeule, nu știu ce fac pruncii mei la școală. Tu știi că trăim într-o generație grea unde anturajele parcă aspiră pruncii din bisericile noastre și îi nenorocesc într-o lume a drogurilor în care o grămadă își prăjesc creierii trăgând pe nas, în care o grămadă de oameni cad o grămadă de adicții. Doamne, nu știu ce fac pruncii mei la școală, dar în timp ce spel vasele spui: Doamne, atinge-te în numele lui Iisus Hristos de ei. Ești la, pur și simplu ești la semafor și acele 80-70 de secunde pui mâinile pe volan, pui capul în jos și spui: Doamne Dumnezeule, te rog în numele lui Iisus Hristos, Doamne, fii cu mine, dă-mi biruință în ziua de astăzi. Sunt atât de ispitit, sunt atât de ispitită, Doamne, sunt ca un butoi de pulbere, dar Tu ești Dumnezeul care poți să-mi dai biruință. Și noi am zis de la o oră în sus, dacă nu vă rugați, vai, vai și amar de voi, nu sunteți creștini, nu sunteți așa, dar ascultați-mă, drumul de aici până la Bistrița începe cu primul pas. Probabil ești aici și n-ai disciplina asta rugăciune, ești haotic, ești haotică și spui: Domnule, ce să fac? Te mustră conștiința și nu știi ce să faci, că știi că trebuie să te rogi, știi că trebuie să stai în părtășie cu Dumnezeu, știi că ai o grămadă de lucruri care te depășești și pur și simplu nu reușești, că noi am spus de la o oră în sus, dar ascultă-mă, dă-i lui Dumnezeu 5 minute în seara asta, renunță la sport.ro, renunță la meciul de seară, renunță pur și simplu și stai cu Dumnezeu 5 minute. Stai cu Dumnezeu 10 minute. Dă-i lui Dumnezeu 10 minute. Un paradox să spui: dă-i lui Dumnezeu 10 minute. Că noi am ajuns să spun: Doamne, îți dau și eu din timpul meu. Uite, ia fărmiturile vieții mele. Ia-le, ți le dau toate, Doamne. Fărmiturile vieții, că am ajuns niște creștini care îi dăm noi fărmiturile vieții lui Iisus Hristos. Îi dăm procente din viața noastră. Dar Dumnezeu nu are nevoie de procentele vieții noastre, ci Dumnezeu are nevoie de noi, 100%. Cu procente se mulțumește diavolul, nu Dumnezeu. Stai cu Dumnezeu 10 minute seara asta, stai mâine seara cu Dumnezeu 10 minute, stai poi mâine, stai o săptămână cu Dumnezeu, stai 10 zile, stai 14 zile cu Dumnezeu, 10 minute, după 14 zile stai 20 de minute și ascultați-mă, drumul de aici la Bistrița începe cu primul pas, nu începe cu 15 km odată. Dă-i lui Dumnezeu și o să venim aici, ascultați-mă, o să venim aici și nu o să știm ce să mai facem, o să ne rugăm în timp ce ei cântă. O să ne rugăm în timp ce ei cântă, când o să fie rugăciunea pentru bolnavi. O să vedeți că n-o să ne ajungă timpul. Eu cred din toată inima, oameni buni, și știți foarte bine din istoria trezirilor spirituale, că istoria trezirilor spirituale au început cu oameni care s-au rugat, au început cu oameni care au spus: ne dedicăm ție, Doamne, au început cu oameni care s-au aprins pentru Dumnezeu, pentru că dacă eu voi veni aici aprins pentru Dumnezeu, dacă eu voi veni aici în foc pentru Dumnezeu, pentru că focul naște foc, se vor aprinde și alții de la tine, și alții de la tine, și alții de la tine, și biserica lui Dumnezeu va lua foc și Duhul lui Dumnezeu va lucra cu putere. Lăuda să fie Iisus Hristos, Domnul! O a doua pastilă amară pentru seara asta este disciplina sau pastila Bibliilor uzate. Am un prieten care din biserică de la noi, de la Bistrița, el a venit odată la mine și mi-a zis: Marius, 37 de ani am fost pentecostal. De 5 luni și pocăit. Spre rușinea mea, mi-a zis el, n-am avut o Biblia mea, uite, spre rușinea mea, ți-o spun, mi-a spus, uite, sunt căsătorit cu copii, băi, mi-a dat de rușine, în viața mea n-am avut o Biblia mea. Uite, vreau să-mi comand o Biblie de pe internet, atunci erau apărute Biblia astea cu degete aurite. Erau destul de scumpe. Uite, vreau să-mi comand o Biblie, el avea bani mai mulți, zice, vreau să-ți comand și ție una. Mă las să avem amândoi Biblii la fel. Am zis, băi, fă tot ce s-a pus Domnul pe inimă. Și am zis, da. Mă sună, după câteva zile, Marius, zice, au ajuns Bibliile. În același timp mă sună și pastorul nostru de la Biserică, fratele Victor,
Trebuia să meargă la o mormântare în America și mi-a zis: Marius, ascultă-mă, nu pot să mai ajung într-un sat la evangelizare, te rog frumos, du-te în locul meu, a intervenit în mormântarea asta, trebuie să ajung, sunt obligat. Te rog frumos, Marius, du-te în locul meu. Conducătorul acelei biserici știa că vin eu, păstorul acelei biserici nu știa că vin eu. L-a luat și pe prietenul ăsta cu mine de 5 luni, pentecostal, dar de 5 luni pocăit. Și vă dați seama, Biblie nouă el, Biblie nouă, mi-a luat Biblia nouă, Biblie nouă eu. Ne-am dus acolo și v-am spus, conducătorul știa, păstorul nu. Intră păstorul. Acum, permiteți-mi îndrăzneala asta, dar când am văzut cum intră păstorul, păstor mai plictisit în viața vieții mele, n-am văzut. Cred că a ajuns la burnout. Se așează lângă conducător, conducătorul îi explică, zice, vezi că a venit în locul lui Victor și la care păstorul zice, dar ăsta cine-i? Ok, a trecut cum a trecut, dar am văzut că se uită la Biblia mea. Nu știam de ce se uită la Biblia mea și la Biblia lui. Și înainte să predic, se ridică în fața adunării și zice, fraților, vedeți Biblia asta? O ridicat Biblia lui în fața adunării așa de la ambon. Zice, Biblia asta e uzată, nu ca altora care e nouă. Numai Dumnezeu m-a ținut de acolo. Știți că avem Biblie până la 5-a generație? Vorba unui frate și pentru cei nenăscuți din casele noastre. Avem Biblia pentru sportivi. Am un prieten la Maranata, Andrei Lucaci, și am cazat odată la el și m-a cazat în camera lui cumnatul sau lui Steleanu Filip și am văzut undeva pe noptieră o carte colorată. M-am dus cu curiozitatea, m-am împins, am luat cartea asta și pe carte era un alergător și scria undeva de desubt, Biblia pentru sportivi. Am zis, măi, interesant. Avem Biblia pentru motocicliști, Biker Bible. Foarte bine. Avem Biblia pentru surori. Acea Biblie roz, frumoasă. Avem Biblia Fidela. Un baptist mi-a zis odată, Marius, zice, noi am tradus o Biblie mot-a-mot, zice el, după original. Fidela, asta e a noastră, zice. Și am zis, bă, dă-mi-o să citesc și eu. Zice, din greacă curat în română, deci fără... Păi și am început cu Noul Testament, am ajuns în Matei capitolul 3 și în Biblia Fidela scria și Ioan Baptistul. Și am zis, e clar, am închis-o, e a voastră. L-avem Biblia înspre noi, acea Biblie de studiu pentru o viață de plină, asta e. Dar ce am vrut să zic este că avem material, ascultați-mă, fantastic de mult. Dar știți că e un paradox. Cu atâta scriptură, atâta material, trăim perioada unui analfabetism biblic fantastic de mult, de grozav, de adânc. E un paradox. E un paradox extraordinar de grozav. Știți că ne-am plictisit, cel puțin eu am citit un text mai scurt, dar mă duc în biserici și mă uit. Când ai un pasaj mai lung de citit, îi vezi pe oameni că pur și simplu se plictisesc. Nu mai au stare. Asta îmi spune ceva. Asta îmi spune că suntem într-un pericol fantastic de mare. Uite, uitați generația shorturilor, nu a pantalonilor scurți, generația clipurilor tăiate, scurte, motivaționale, nu sunt rele, sunt bune. Dar ascultați-mă, unii ajung să se hrănească numai cu ele. Nu mai citesc în Scriptură. Unii ajung să se hrănească numai cu shorturi. Unii ajung, nici nu mai suntem generația în care nu mai avem răbdare. Pe o grămadă de oameni am auzit spunând, băi, nu mai am răbdare să ascult o predică cap-coadă. Păi normal. În momentul în care ne hrănim cu scurtături, în momentul în care ne hrănim cu shorturi, păi normal să nu mai poți să citești. Trăim într-o generație în care atenția distributivă îi praf pur și simplu. Din 10 în 10 minute, generația alfa, trebuie să te faci că scapi ceva pe jos. Ca să spui, sunt aici, refocalizați-vă, sunt aici, pentru că îl vezi că e pierdut, pur și simplu, stă așa, zice, predici, stă așa, și îți dai seama că mintea lui, clar, s-a deconectat. Din 10 în 10 minute trebuie să îi reconectăm, trebuie să ne facem că picăm pe jos, trebuie să ne facem că scăpăm pixuri, trebuie să ne facem că, pentru că atenția lor distributivă este pur și simplu praf. Nu mai au răbdare să citească, se potignesc prin numeri. Îmi spune fetița mea, zice, tati, am început, zice, termin Noul Testament și două cărți din Genesa le-am lăsat neatinse, le fac la urmă, pentru că, știi, tu nu-mi plac așa mult.
Pentru că nu ne potignim acolo unde pentru că nu mai iubim oameni buni, nu mai iubim să citim, nu mai iubim, spunea cineva că numai 5% dintre români mai citesc cărți, restul citesc în imagini. Ezra a fost un iubitor de Biblie, un iubitor de carte. Știți că el a scris Psalmul 119. Apropo, vă salut cu Psalmul 119. Spunea, strâng cuvântul tău în inima mea să nu păcătuiesc împotriva ta. Știți de ce avem atâtea falimente? Știți de ce? Pentru că nu mai strângem cuvântul lui Dumnezeu. Știți de ce avem atâtea divorțuri? Pentru că ne-am îndepărtat de Biblie. Știți de ce generația trecută era, doamne, era păcat să, doar să pronunți cuvântul divorț? Astăzi, din păcate, e atât de uzual, ne-am obișnuit atât de mult cu el, încât nu mai avem nicio. Îi trimit odată o soră din biserică mesaj la soția mea și zice, e păcat să divorțezi? Ce? Poftim? Adică dacă e păcat să divorțezi? Într-o biserică neoprotestantă să-ți pui întrebarea asta dacă e păcat să divorțezi? Știți că vom fi generația cea mai judecată posibil. În nicio generație ca și generația noastră de astăzi n-a fost mai multe Biblie, mai multe cântări, mai multe studii, mai mult material creștin. Îmi spunea cineva că l-a avut profesor pe Iacob Coman. Simpatic bărbat. L-a avut când era la institut și v-am spus, atunci au apărut Bibliile acestea cu degete și intră Iacob Coman și se oprește la banca lui și ia Biblia lui și se uită așa la ea și îi zice, mă, interesant. Dar nu folosesc cuvântul care l-a folosit, un pic mai dulceagă îl folosesc. Îi zice, băi, ești cu dizabilități? Zice, frate, dar... Mă, omule, zice, bătrânii noștri, care cei mai mulți au învățat să citească citind Biblia, ei n-aveau nevoie de degete ca să știe, domnule, oare unde psalmii? Ei ziceau, băi, psalmii sunt în inima Bibliei, uite aici. Aici. Da, zice, Iov, oare pe unde-i? Înaintea psalmilor. Și deschideau la Iov. Da, Matei, zice, e la începutul Noului Testament. Și deschideau la Matei. Ei n-aveau, atât de bine cunoșteau Biblia, încât nu căutau Matei în Vechiul Testament. Nici pe Iov în Noul. Unii dintre ei au suferit prigoană pentru cartea asta. Spunea cineva că au avut o singură Biblie în sat, micuță verde, de contrabandă. Și s-a dus Biblia aia pe la tot satul, pur și simplu pe la tot satul. Nu, n-aveau treabă ei că... Nu, le lasă că o citesc mâine, o citesc poimâine, ce săptămâna viitoare, nu. Când ajungea Biblia la unul dintre ei, pur și simplu o devorau. O devorau. Era atât de prezent Dumnezeu acolo, prin cuvântul din oameni, în biserică, încât spunea un om al lui Dumnezeu, îmi zicea, Marius, n-aveam nevoie de multe chemări să îi chemăm pe oameni. Și pur și simplu, o grămadă dintre ei s-au pocăit, pentru că ascultau un cuvânt curat al lui Dumnezeu, rostit de niște oameni care au trăit curat înaintea lui Dumnezeu. Și veneau oamenii la sfârșit și spuneau, fraților, zice, vreți să ne pocăim, vreți să rămânem aici în biserica asta. Îți bune, sunt foarte bune școlile de teologie, studiile noastre sunt extraordinar de bune. Dar am început să ne lipsească ceva, ascultați-mă. Am început parcă să ratăm ceva, să pierdem ceva.
Oamenii ce erau atât de plini de Biblie, încât în momentul în care securitatea cu preotul satului smulgeau părul surorilor noastre cu tocul scalp și trebuia să înfrunte pe preotul satului, era o mitralieră de versete. Acum, generații noastre, nu știu dacă puteam să mai spunem ceva, zic toate cărțile Bibliei de la Genesa până la Apocalipsa. V-am spus și de ce aveam atâtea falimente, simplu. Pentru că nu mai punem mâna pe cuvântul lui Dumnezeu, nu mai petrecem timp, nu ne mai luăm, nu mai rupem din a noastră. Pentru că noi Iisus Hristos n-a făcut lucrurile urgente, ci importante. Blestemul generației mele, a noastră, este că facem lucrurile urgente, nu pe cele importante. Și venim aici și ne hrănim cu pastile, ne hrănim cu predici și suntem undeva la reanimare în timpul săptămânii, că nu mai putem. Ne luăm pastila duminica și în timpul săptămânii suntem la reanimare, în moarte clinică spirituală. Am avut o biserică care am păstorit-o, unde era și acel casier care citea și multe familii aveau probleme. Am luat-o cum am luat-o, de la un păstor care și-a făcut cum și-a făcut treaba și la un moment dat, prin familia care mergeam, am vrut să văd cât de mult citesc frații noștri Biblia și intenționat nu mi-am luat Biblia cu mine. Și la un moment dat, de la fiecare casă de la care plecam, le spuneam fraților, după ce făceam o rugăciune sau înainte să ne rugăm, am zis, aduceți-mi Biblia să citim un pasaj din Scriptură. Majoritatea dintre ei zăboveau în a o găsi. După ce o găseau, spuneau, frate Marius, zice, acum ne rugăm. Și mi-am dat seama că mare parte din problemele lor erau tocmai de la o Biblie uitată pe raft. De acolo. Știți, spunea un prieten de-a meu, știți că cuvântul ăsta este singurul lucru de pe pământ în care există viață veșnică? Iisus Hristos spunea, cercetați Scripturile pentru că sucotiți că în ele aveți ce? Viață. Știți de ce este atâta rătăcire? Iisus Hristos spunea în felul următor, voi vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Păi cum să nu-i placă la ce frate, zice, îmi place de unul de la București, Berbeci. Băi, ce îmi place de el. Păi normal dacă se hrănește cu șorturi. Scriptura, ea ne formează discernământul și discernământ nu înseamnă a deosebi binele de rău. Ci discernământ înseamnă de a deosebi un bine, de un aproape un bine. Pentru că în momentul în care nu mai citesc cartea asta, e normal să-mi placă și de la frate, numai să te atingi de idolul lor. Că sar ca și popcorn în biserică. Dar frate, zice, nu predică, nu spune despre Iisus. Ba da, spune despre Iisus, dar despre ce Iisus? Despre ce Iisus? Pentru că dacă nu avem în mintea noastră un Dumnezeu al Scripturilor, riscăm să cădem în idolatrie, închinându-ne unui Dumnezeu format din mintea noastră și format în mintea noastră de mintea altora. Vreau să mă apropiu de încheiere. Le-am spus unor fete, sunt aici și văd și fete tinere aici. Le-am spus unor fete tinere, dragile mele, știți cum să vă găsiți soțul potrivit? Simplu. Când vă trimite mesaje cu inimioare, vă spune că, zice, mi-ești dragă, nu ne întâlnim la un suc. Ascultați-mă, mergeți la el acasă. Dar când sunt și părinții, nu...
Numai când sunt părinți. Numai. Și uitați-vă la Biblia lui. Dacă Biblia lui este tot acolo unde ați văzut-o și acum două săptămâni, fugiți. Răsfoiți un pic. Dacă miroase a nou sau a stătut, e o problemă. Dacă n-are sublinieri, dacă n-are date pe versete, Dumnezeu mi-a vorbit de aici, dacă n-are maxime pe foile goale ale Bibliei, fugiți. Fugiți. Fugiți de un astfel de... Da, zice, mama, zice, lasă tu, că zice, tatăl său e patron. E păstor. Îți destui, Ovni și Finian, să ascultați-mă. Și dacă e... Și ce dacă e tată de fiu de păstor? Și ce dacă are BMW 2024 cu banii jos? Cash. Am întâlnit o grămadă de drame. Voi aveți nevoie de un bărbat care în situațiile dificile ale vieții să nu zică unde-i Dumnezeul meu. Să te poți sprijini de un stâlp care rămâne tare în cuvântul lui Hristos. Și o căsnicie ca și asta nu se va clătina nici odată. Niciodată. Am citit cu ceva vreme în urmă de o fată. S-a născut cu o boală la ochi și un medic i-a prescris un medicament greșit pe care a lăsat-o pentru toată viața ei oarbă. La vârsta de 13 ani, fata aceasta a primit Evanghelia după Marcu, acea Evanghelie destinată orbilor, o citea prin pipăite. Și atât de mult a citit fata aceasta Biblia, încât la un moment dat, pe degetele, de la mâinile ei, de la mânuțele ei, i s-au făcut bătături care au devenit insensibile. Ce s-a gândit ea? S-a dus, a căutat sertarul, a scos din sertar un cuțit și a început să-și radă, să-și taie bătăturile de la degete, care în scurtă vreme s-au cicatrizat și au devenit și mai insensibile. A văzut că nu mai poate citi cartea și a zis așa: adio, cartea mea iubită, și a sărutat-o. Când și-a pus buzele pe Biblie, și-a dat seama că buzele ei sunt mai sensibile decât degetele și a început să citească Biblia cu buzele. Noi, ca și oamenii lui Dumnezeu, ascultați, indiferent de unde suntem, avem nevoie de o rededicare. Avem nevoie să ne ridicăm. Uitați-vă la mine. Mă trezesc dimineața și să nu credeți ca maxima plăcere să citesc Biblia. Nici vorbă. Care din copiii voștri au maxima plăcere să meargă mâine la școală? Excepții. Mă duc și trezesc fetele la ora 6 și ceva dimineața, că stau undeva la 7 km de oraș, și când bat la ușă și spun: e vremea să vă treziți. La un moment dat le aud: aaaa. Și asta îmi spune tot. N-am plăcerea totdeauna să mă rog. Câteodată îmi vine să scuip rugăciunea. Pentru că firescul din mine, naturalul din mine, nu dorește lucrurile supranaturale. Dar v-am spus, asta implică voința. Cum zicea Pavel: mă port aspru cu trupul meu, îl însângerez, îl pun pe genunchi și îl țin acolo, dar nu pot să scot un cuvânt, nu-i nimic. Stai acolo. Stai acolo. În naivitatea mea de prunc în Hristos, când m-am întors la Dumnezeu la 18 ani, am citit că, cum scriem psalmi, deschide gura larg și eu ți-o voi umplea. Țin minte că mă duceam undeva retras să mă rog, undeva lângă o apă, eram aproape de apă la Bistrița și mă duceam, erau 50 de metri până la apă, și la un moment dat am citit în Scriptură că
dacă îți deschizi gura, Dumnezeu ți-o umple. Și am rămas fără cuvinte de rugăciune, nu mai știam ce să mă rog. Și pur și simplu la propriu am deschis gura. Și am zis, Doamne, dacă Tu zici în Biblie că dacă îmi deschid gura, Tu o umpli, înseamnă că așa trebuie să fie. Nu știi ce să te rogi, simplu, deschide gura. Deschide-o. Vreau să ne rugăm în această seară. Am mai avut o pastilă, dar nu o spun astăzi. Vreau să ne rugăm în această seară pentru o rededicare. Poate ai început în forță și pentru că n-am adoptat în viața noastră aceste practici care nu implică sentimentul, ci voința, încet, încet am ajuns călăi și reci față de Dumnezeu. Deva, discipline spirituale sunt calea spre viață, spre maturizare creștină. De ce avem biserici care se despart? Vă spun de ce. Nu toate. Pentru că momentul în care o biserică devine fosilizată, totdeauna vor fi oameni care vor spune, noi vrem altceva. Vrem power. Îl vrem pe Dumnezeu. Dar sunt biserici care se despart pentru că au devenit prea fosilizate în legalismul acesta și pur și simplu există câțiva membri care spun în felul următor, noi vrem ca prezența lui Dumnezeu să fie proaspătă tot timpul în biserica noastră. Și pleacă. Dar există biserici care se despart din cauza imaturității spirituale. Pentru că toți vreau. Să spună și ei ceva, Domnule. Să spună și ei ceva. Vreau să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu pentru rededicare. Pur și simplu să vin înaintea Domnului în această seară și să-i zici, Doamne, sunt atât de jos. Simt că sunt jos și știu că sunt jos și știu că sunt falimentar de luni, de ani. Doamne, am căzut și îmi cer iertare pentru asta. Dar vreau de astăzi să mă ridic, Doamne, și vreau de astăzi, Doamne, să iau hotărâri noi în viața mea, ajungând acasă să-mi iau copiii la altar, să-mi iau soția. Știți că sunt soții și soți care niciodată nu și-au auzit, soți care nu și-au auzit soția rugându-se și soții care nu și-au auzit soțul rugându-se. Poate nu ești născut din nou astăzi, poate ești un penticostal doar, dar nepocăit. N-ai vrea să lași pe Duhul lui Dumnezeu în seara aceasta să nască viața ta din nou, să nască ființa ta din nou, sufletul tău, să-L curățească Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să pună acolo Duhul lui Dumnezeu și să fii un om al rugăciunii? Nu toți în biserica aceasta sunt chemați să predice aici în față, dar toți în biserica aceasta sunt chemați să se roage. Eram la un moment dat, după un an de pocăință, știți că vulpile mici, cum zicea Iisus, strică via în floare, îi opresc rodul. Și cum zicea Wurmbrand, că diavolul nu stă în lucrurile mari, ci în lucrurile mici. La fel, nici Dumnezeu nu stă în lucrurile mari, ci în lucrurile mici. Am început încet, încet, ca micul românesc, să mă înalț un pic și... Și pentru că vin din Biserica Baptistă la Pentecostali, țin minte că în anii aceia eram în Biserica Baptistă, am venit în Biserica Pentecostală prin căsătorie, dar eu am vrut să-mi duc soția la baptiști, dar înainte să mă căsătoresc cu ea, cu vreo 2-3 luni, Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt. Mi-a stricat planurile. Și uite-mă aici, în Biserica Pentecostală. Și erau atunci veniți tineri de la Zalău. Dumnezeu făcuse o trezire extraordinară în Biserica Baptistă din Zalău. Acum este harul. Și au venit invitați de o biserică pentecostală și m-am dus și eu. Având de că erau baptiști de-a mei, m-am dus și eu să-i văd. Și au spus mărturiile cum Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt, cum pe fratele Șolti l-a vindecat de o boală incurabilă, cum i-a eliberat pe fii risipitori, legați de lanțurile diavolului, demonizați, i-a eliberat. Era o trezire și o bucurie. Se întâlneau la rugăciune foarte des și își puneau mărturiile și o bolovan așa la balconul acelei biserici.
a venit fratele Joldiș în față și a zis așa la sfârșit de predică: dacă este cineva care vrea să-și dea viața lui Iisus Hristos, și au ieșit tineri acolo în față pe culoarul acelei biserici, dar a mai făcut o chemare și a zis așa: cine vrea să-și rededice viața Domnului Iisus Hristos? Vreau să vă spun că n-am vrut să mă duc. Hai mă, îmi fac de rușine aici în biserica asta. Dar vreau să vă spun că niște mâini, la propriu, nu la figurat, le-am simțit pe spatele meu, care m-au ridicat în sus. Și au început să mă conducă până în față. Am ajuns în față acolo. M-am prăbușit înaintea lui Dumnezeu. Și a pus fratele Joldiș mâinile peste mine. Și vreau să vă spun că în seara aceea, Dumnezeu m-a eliberat. Și am zis: Doamne, mă rededic înaintea Ta. Disciplinele spirituale, v-am spus că sunt de tip maraton. Nu te oprești la mijlocul vieții de credință, ci merg până în împărăția lui Dumnezeu. Vreau să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu. Vreau să ne rugăm. Și dacă în seara aceasta este cineva care simte și are nevoie să-și rededice viața lui Dumnezeu, dacă 30 și ceva de ani sau 20 și ceva de ani sau nu știu, a fost penticostal și nu pocăit, dacă simte că are o povară în inimă, dați-mi voie să îndrăznesc. Dacă este cineva, aveți libertatea să veniți în față. Vreți să ne rugăm pentru dumneavoastră. Dacă sunteți gata să luați hotărâri noi în viața asta, și nu de mâine, că cel mai periculos cuvânt din Biblie, știți că e mâine. Din momentul ăsta, să luați hotărârea să practicați în viața dumneavoastră disciplinele spirituale. De câte ori ai zis în viață: de mâine voi citi Biblia, de mâine voi fi numai rugăciunii, nu de astăzi, de acum. Dumnezeu are puterea să se atingă de inima ta, de viața ta. Poate ești o tânără, un tânăr care ai căzut. Nu-i problemă, ascultă-mă. Ascultă-mă. Merg unii tine la mărturisire, la unii, și zic: frate, am căzut. Ioi. Dar cum, Doamne? Avem tineri în biserică care au început pocăința cu stângul. I-a eliberat Dumnezeu așa de puternic, încât astăzi sunt oameni care se ridică în biserică și spun: așa vorbește Domnul. Pentru că Dumnezeul vieții este Dumnezeul reabilitării. Glorie Lui în veci. Vrei să stăm în prezența lui Dumnezeu și tinerii pot să vină să cânte. Cântăm, ne rugăm. Dumnezeul nostru e Cel care eliberează. Și dacă Duhul lui Dumnezeu te împinge, te chem să vii aici, în față, lângă noi. Ne putem ruga în timp ce cântă, putem să ridicăm mâinile, putem să strigăm către Dumnezeu. Dar dacă în seara asta ai nevoie de atingerea lui Dumnezeu, eu nu pot să dau eliberare, eu sunt un biet predicator, dar este unul aici care are toată puterea în cer și pe pământ. Și mâna lui s-a atins de multe boli. S-a atins de urechi, s-a atins de ochi, iubilor. Pentru că mâna lui Iisus nu e ca și mâna mea. Haideți să cântăm și să ne rugăm. În timpul cântării, te rog, îndrăznește și vino să ne rugăm pentru tine.